Nicoleta Mihăilă și-a vaccinat fetița cu prima doză în ianuarie la centrul deschis la patinoarul din oraș. Între timp, acesta a fost închis pentru că nu erau solicitări, așa că pentru copiii de până în 10 ani a rămas un singur centru în ambulatorul Spitalului de Copii, iar programul e doar de luni până vineri, între orele 8 și 14. Fetița era programată la rapel duminică. Nu ne-a sunat nimeni în momentul în care am spus că nu am fost sunați, a retras repede lista. Am sunat la DSP, duminică fiind nu era program, îmi sunau un număr tot timpul ocupat. Deși a mers la toate centrele de vaccinare din oraș, nimeni nu a putut o lămuri pe femeie unde își poate vaccina copilul. Într-un final a găsit un centru pediatric tocmai la Tecuci. Femeia susține că nimeni de la DSP sau dintre cei care administrează platforma de vaccinare nu a sunat-o să o anunțe de schimbările de program sau de faptul că i-ar fi putut face rapelul cu câteva zile întârziere. Într-adevăr, doar la Tecuci este o linie de vaccinare pentru copii în program de weekend. Cererea foarte scăzută pentru vaccinarea copiilor a redus și programul de lucru al singurului spațiu destinat celor mici. A fost această problemă deoarece centrele celelalte de vaccinare aveau program și în weekend și automat platforma programează rapelul fix la 21 de zile. De când s-a deschis vaccinarea la copii avem 164 de doze de vaccin pediatric. De la începutul campaniei au fost vaccinate 59 de copii cu ambele doze și 46 doar cu o singură doză. În județul Galați mai sunt doar 10 centre sau cabinete de medici de familie care administrează vaccinul anticovid.